Cele mai mici și-au luat cele mai mari amenzi. A venit rândul echipei de handbal feminin să fie pedepsită pentru rezultatele din ultima perioadă. Iar sancțiunile cele mai mari le-au luat jucătoarele folosite cel mai puțin în acest sezon. Cu excepția lui Florea, titulară venită în această iarnă, Vasilescu, Boștină, Carașol și Mitrescu au prins rar minute în jocurile din Liga Națională. Toate acestea au primit o penalizare de 40% din salariul pe luna în curs. Se pare că asuprirea celor mai tinere a venit și pentru a obține o reacție din partea lor. Conducerea clubului și staful tehnic vor ca acestea să se pregătească mai bine și să le amenințe cu concurența pe titulare. A treia portăriță, Alina Dumitru, este singura care a primit 35%. Chiricuță, Tudor, Balaban, Tivadar și Dmitrovici au primit 30%, în timp ce Tatalovici, Șerban, Farcău, Burteașuțca, Șeico și Bozovici rămân fără 25% din salariul pe februarie. Comisia de sport a CSM-ului este cea care a ratificat penalizările, ținând cont de raportul întocmit de staful tehnic al echipei. Așa s-a întâmplat cu o zi în urmă și cu echipa masculină, sancționată cu sume cuprinse între 10 și 30% din banii aferenți lunii februarie. Dacă la fete principalul Hrupeț și secundul Gheorghe n-au fost afectați de tăierile salariale, în schimb la băieți coordonatorul Nicolae și principalul Dobrescu au intrat sub incidența conducerii clubului. Acum rămâne de văzut reacția handbalistelor și handbaliștilor în următoarele meciuri de campionat. Fetele joacă sâmbătă la prânz pe teren propriu cu SCM Craiova, în timp ce băieții evoluează la Vaslui o zi mai târziu.